Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava s-a pregătit pentru aderarea la spațiul Schengen. Peste 200.000 de euro din bugetul Consiliului Județean Suceava au fost cheltuiți pentru ca aeroportul sucevean să primească certificatul de aeroport deschis traficului internațional de persoane. Banii au fost cheltuiți pentru amenajarea facilităților necesare, printre care control antiterorist și antideturnare, control trecere frontieră, facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru copii și însoțitori sau facilități de transport bagaje. Lucrările au început în iunie și se vor finaliza la sfârșitul lunii octombrie. Aeroportul Suceava reprezintă pentru zona de nord-est a României o oportunitate de dezvoltare, o oportunitate majoră pentru că el deservește circa 3 milioane și jumătate de locuitori din această zonă și ar permite dezvoltarea relațiilor economice cu întreaga Europa și nu numai. Pe parcursul anului 2011 vom demara activitatea de a moderniza pista aeroportului, lungirea ei de la 1400 de metri la 2600 de metri lungime, balizajul, adică iluminatul performant. Dacă România va fi admisă în spațiul Schengen, de pe aeroportul sucevean vor putea fi operate curse în toată lumea, cu tipuri de aeronave mediu și lung curier. Comandantul unității este convins că aeroportul va fi acreditat pentru transport internațional. Ne vom pregăti în așa fel încât să corespundă cerințelor Schengen și sunt convins că vor fi certificați ca aeroport deschis traficului aerian internațional. Ce înseamnă asta? De pe aeroportul Suceava, în perioada următoare, vor putea decola și vor putea atereza aeronave în spațiu extra-Schengen. Reprezentanții aeroportului estimează că aceste modernizări vor aduce încasări anuale de 5 milioane de euro, sumă care va acoperi costurile de întreținere și se va obține un profit de 2 milioane de euro.